fabrică de cărămizi cu roboți, o fabrică de cărămizi tehnologizată. Ce înseamnă în piață această fabrică? Fabrica în care ne aflăm acum este cea mai mare fabrică din România. Este într-adevăr mândria Cemaconului, mândria Zalăului și este într-adevăr cea mai modernă și cea mai mare fabrică din Europa de Sud-Est. În 2010, această companie avea o cotă de piață de sub 6%, acum avem peste 21%. Al doilea producător de cărămidă din România și cel mai mare cu capital românesc are acum aproape 50 de ani de existență. De la aceasta s-a pornit totul.